Bun venit la meditația de seară cu titlul Uniți cu puterea infinită. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Domnul știe, după cum și diavolul știe, că noi nu putem să ne împotrivim ispitelor lui Satan dacă nu avem putere din cer. Din motivul acesta, cel rău caută să ne împiedice să ne bazăm pe acela care este puternic și ne poate mântui. Domnul nostru ne-a încredințat datoria și ne-a dat privilegiul de a uni slăbiciunea noastră, neștiința și nevoia noastră cu puterea, înțelepciunea și neprihănirea sa. El unește puterea sa infinită cu efortul făpturilor limitate, pentru ca ele să poată fi mai mult decât biruitoare în lupta cu vrăjmașul sufletului lor.